Această chestiune a fost prost înțeleasă de către unii care sunt preocupați de securitatea României. Faptul că lumea este preocupată este excelent. Și vreau să clarific aici ceva. Programul de la Deveselu merge înainte așa cum a fost planificat. Deci esența programului este planificată, este finanțată și merge înainte. Au fost membri din diferite forțe armate care au vrut să se discute dacă este nevoie de o apărare suplimentară a facilității. Deci nu corul, nu nucleul facilității, ci apărarea suplimentară a facilității ca atare. Ori această chestiune trebuie mai bine studiată, fiindcă astfel de sisteme care nu fac parte din nucleul unității de apărare pot, dacă nu sunt bine pregătite și nu sunt bine comunicate, pot ridica noi temeri. Ori așa ceva nu se poate studia în câteva luni de zile. Și ceea ce nu se dorește, și despre asta a fost decizia luată recent în Statele Unite, este să se facă la mare viteză acum ceva înainte să se studieze. Concluzia e, programul Deveselu funcționează și se dezvoltă conform planului. Facilități suplimentare destinate apărării suplimentare și încă neprevăzute a facilității de la Deveselu trebuie mai bine studiate înainte să fie implementate. Cred că am fost destul de clar în această chestiune. Nu trebuie să intre nimeni în panică. Situația la Deveselu este excelentă.